Obiceiul a luat ființă la sfârșitul anilor 1860, când localitatea Bosanci a fost pe jumătate mistuită de flăcări. Formația de pompieri civili care s-a constituit atunci a făcut un legământ ca în ajun de bobătează să confecționeze către o cruce de gheață pentru fiecare dintre cele trei biserici din comună. Astfel, indiferent de vremea de afară, bărbații scot an de an din iazul parțâc bucăți mari de gheață pe care le modelează apoi sub formă de cruci. În ajunul boboteze, unii pompieri din comuna Bosanci, din prin anul 1867, de când înființată formația civilă de pompieri, în fiecare an construim cruci de gheață, cum vedeți, și la biserica nouă, aici, la cumpărătura și toate comunile cât ne solicite. Și astăzi ne deplasăm din nou la Iaz pentru a face o cruce într-o comună alăturată. Deci pompieri din comună se adună în fiecare an, așa e tradiția. Le construim, le așezăm, după cum vedeți, mâine ne prezentăm la biserică niște costume care le avem noi mai speciale. Avem niște steaguri foarte frumoase, care mai rar în țară comun să aibă așa ceva. Mergem la biserică, ne împărțăm în două pompieri, o parte din băieți vin la biserica pe deal, unde ne aflăm, și una la biserica veche în centru. Mai către seară ne întoarcem toți fiecare acasă lor și ne odihnim până la celălalt an, ca să putem construi din nou. Anul ăsta am avut și noroc. Asta un pic mai frig, ieri a fost mai bun. Nici gheața nu a fost chiar prea exagerat de groasă, dar nici subțire, numai bună. Fabricarea unei cruci de gheață poate dura și o zi întreagă. Astfel, obiceiul s-a păstrat același de peste 140 de ani, însă uneltele s-au modernizat. Fierăstrăul sau toporișca bunicilor au fost înlocuite cu drujbe, astfel că, de la an la an, crucile sunt din ce în ce mai bine finisate. Mai mult chiar, acest obicei a fost preluat și în alte localități din județ, astfel că de bobotează în fața tot mai multe biserici ne întâmpină câte o cruce de gheață care rămâne acolo până când se topește. O astfel de cruce va fi sfințită în ziua de bobotează chiar și în centrul Sucevei, lângă replica mănăstirii Voroneț de pe esplanada Casei de Cultură.